Bine v-am găsit, dragi prieteni, în perioada de iarnă, în perioada de transferuri de iarnă, șansa noastră de a lua jucători șmecheri, ștecheri, pe gratis. Dar, desigur, știm bine să nu exagerăm, chiar dacă expiră contractul lui Leroy Sané, știi, nu vreau să-l cumpăr, că ar fi prea de tot acum să aduce pe Leroy Sané la FCSB. Poate din sezonul viitor, știam să... mai cresc așa nivelul, știi, vreau să fie ca în realitate. Data trecută în Europa League, toate cele ne-a făcut un renume, acum am trecut mai departe de grupele Champions League, deci deja și jucătorii, știi, ia bă, FCSB, uite, în Champions League au trecut mai departe, știi, deja devine mai interesant și așa mai departe, să fii cât de cât uși de cât, două, trei boabe de realism, nu mult. Nici nu facem 100%, știi cum zic. Dar, desigur, hai să vedem. Într-adevăr, puțin e nasol, știi, cu scouterii, că sunt destul de slabi și nu prea mi-au găsit și pe final eu a trebuit să mă duc, știi, așa, la fiecare echipă în parte și să intru pe jucători să văd, băi, expiră, bă, tu expiri, bă, tu expiri și așa mai departe, știi, și am câțiva am găsit, câțiva nu. De asta nici nu încep acum din start, pentru că, desigur, aștept să vină scouterii să-mi spună ce se întâmplă. Vine ofertă pentru Marcos Antonio de la Braga. Voi da reject. Nu, Marcos Antonio nu e de vânzare. Not for sale, my friend. Dar hai totuși să intrăm pe Transfer Hub și să vedem așa cam ce ar fi, să zic așa, interesant la care le expiră contractele, că poate mai au și aici jucători la care le expiră contractele fără să știu și erau deja pe shortlist. Deci, Radu expiră contractul lui Ionuț Radu la 23, va veni la 24 de ani. Pe de altă parte avem pe Pop și pe Cavalieri. Eu zic că suntem destul de ok cu portarii. M-ar tenta totul să pe Radu. Ia uite, expiră contractul și Silviu Lung. Foarte bine, se expire. Alți portari așa de anverbură? Nope. Bun, hai să vedem apărători. Ce avem noi pe aici și ce avem noi pe aici și ceva la care se expiră contractul? Distimul nostru a băgat... Da, ia, vedeți, deci asta este iarăși o chestie ceea ce nu înțeleg de multe ori la jocul acesta. De ce nu-mi zice că la rekick îi expiră contractul? Deci când vii aici așa peste el, se scrie nu știu ce, că decât dacă dai release clause. Dar pe de altă parte, tocmai eu l-am pus aici la scout ca să văd ce stats-uri are pentru că îi expiră contractul, știi? Și ia uite că acolo nu scrie. Deci foarte, foarte, foarte interesantă schema. Mai au bug-uri, băieți. Ia! Ia! Approach to sign. Gabriel. Ha, deci să fiu atent, deci când mai scrie prostii de astea, curentele... Dar stai un pic, că jucătorul este în loan. Jucătorul este împrumutat. Chiar pot să-l cumpăr pe Gabriel? Că ăsta parcă e vola bine, mă. Ha, interesant, deci încă un jucător care... Ia uite, e o fază de asta de ciudățenie. Deci să zicem doi apărători. Ăla așa, așa, așa. Bun. Scout him further. Într-adevăr, ăsta cred că costă avere, dar nu expiră contractul. Scout him further, scout him further. Așa e prea important clubului. Hai să vedem. Iarăși ăsta nu. TT. Nu, că a fost de dat la un la Cruzeiro. O mers înapoi acasă. La 20 de ani. Înapoi acasă cu tine. Gomez? No. Nu expiră cu Gomez. Ar fi fost cu mai tânăr. Bentaleb, da, scouting further. Și cred că la Bentaleb expiră contractul. Da, într-adevăr, așa, ok, deci asta ar mai fi unul. Cine e ăsta? Ia uite și la asta expiră contractul. E un mijlocaș destul de, așa, corect, știi, legit. Nu nici prea tare, nici prea slab. Ok. Pereira, desigur, scouting further. Da, am înțeles. Nu prea avem jucători liberi de contract, să vă zic așa. Ia uite, ar fi Joshua King, care, desigur, este un jucător atacant foarte bun din Norvegia. Am mai jucat cu el câteva meciuri și tot timpul mi-a plăcut așa de el. Mertens, expiră contractul la Mertens, dar gândiți-vă la asta. Deci dacă ar fi să le iau pe Mertens, acum are 33 de ani. Când va veni la FCSB, adică dacă ar fi să-l cumpăr, în vară va avea 34 de ani. 34 de ani. Și hai să fim serioși, încă stats-uri are, dar
Când te gândești 34 de ani, parcă puțin, știi, bă, am chiar așa mult, gen, damn, de multe ori zic la unii că au 30 și, știu și eu, 30 și fac 31 și zic, bă, nu știu dacă este. Opa, îi explic cumva contractul lui Piatek sau e ceva bug iarăși vizual? Piatek, Piontek, mă rog. Ha. Ok, știi ce, dacă chiar e expert, o să testăm asta, dar să mă duc până în capăt. O să încerc cu Piatek, că mie îmi place jucătorul ăsta și vreau să-l am la FCSB. Ia să vedem aici, așa. Donis nu, Teixeira nu. Expiră la Voland. Stai un pic, ăsta e foarte bun. Ăsta e foarte bun, ok, interesant, Voland. Foarte tentant ăsta. Ok, știi ce, hai să încercăm prima oară cu Piatek, Piontek, Piatek, știu că... E o exprimare acolo care mai văd că și de la Digi mai greșesc să spună că ce și cum. Aha, vezi, totuși, da, e loan, e logic. Nu știu de ce m-au lăsat așa approach to sign. Să zic, dacă dau delegate? Aha, vezi, da. Deci totuși e o prostie de asta la FIFA. Na, ok, bun, măcar am clarificat un lucru. Na bun, hai să vedem atunci cu Voland. Mi se pare un jucător foarte, foarte bun ăsta. Foarte echilibrat, un atacant cu finishing de 85, joacă și RV, LV, ST, deci e full în atac. Joacă oriunde în atac, ceea ce iarăși este de foarte... E de folos, știi, orice jucător se accentează, pac, ăsta, pe orice poziție. Hai să vedem, Voland. Plus că ești 83 overall, eu Voland nu e, știu și o Harry Kane. Eu cred că putem să-l cumpărăm pe ăsta liber de contract fără să facem tam-tam că bă, totuși, am ajuns în grupele Champions League, am trecut de grupele Champions League, zic eu că e ok. Hai să vedem atunci pe 3 ani, vom încerca așa cu 3 ani, da, super, asta funcționează pentru el, logic și pentru noi, acceptăm așa. Și hai să vedem aici, nu, fără bonusul ăla, băi, nebunule, care ești tu nebun. Dar, desigur, în rest îți lăs tot așa, hai să vedem. Hai să vedem, 60.000 de euro de la 95.000. 65. Bine, hai să zicem, de 65 de la 95 e... Bă, bomul e înțelegător, a scăzut mult din salariul său și, ia uite, bate în palma primul jucător care îl luăm în perioada de iarnă, este nimeni altul decât Kevin Voland, care încă în FIFA 20 n-am jucat niciodată cu el, deci la fix, excepție în Ultimate Team. Bine, acolo clar nu intră la discuții. Foarte bine, am semnat aici un precontract cu Kevin Voland, sunt foarte fericit, dar totodată o să trească să cumpăr și câțiva jucători acum pe loc, deci normal de ăștia liberi de contract, o să trească să cumpăr și pe loc, pentru că ați văzut că lotul nostru este destul de subțire și, ia uite, când te macină o perioadă de asta de accidentări, n-ai ce să-i fie, cred că își revine Pope, ceea ce este super epic. Uite, stai să facem așa puțin să-mi dau seama ce și cum se întâmplă pe aici. Așa, hai că mai punem, le mai dăm o șansă lui Cataldi. Foarte bine. Super. Bun, ia să joacă camă. Perfect, uite așa, țac, pac. Bun. Super. Ăla e, da. Bun, deci o să trebuie să ne cumpărăm, cum ziceam, ce scuze, și jucător am pe loc, vreau să avansez puțin, știți bine, pentru scouter, să-și termine scouterit și să-mi spună că, uite, ăla se merită, ăla nu se merită, o să trebuie să ne cumpărăm și un apărător central, zic eu, acolo să mai evoluăm, avem locuri de... peticit, de cârtit, de rezolvat, să spun așa, dar uite, foarte bine cavalierii, deja cu 70 și acolo, deja parcă și eu mă simt mai în siguranță cu el în poartă. Și a crescut cota de transfer, uite, la 3.600.000, ceea ce este super, și Mihail valorează 7.500.000, aproape 1 milioane, fraților. Chilipir l-am luat pe Mihail, frate, cu hat-trick-ul ăla în Champions League, așa, și-a făcut un nume băiatul. Foarte bine, ia uite, așa, super. Ăla, deci Panțăru. Vino frate pentru Panțăru, wow, de la echipă bună din La Liga, ești nebun.
Hai să negociem atunci. Hai să negociem pentru Panțărul. Uite, bă, Panțărul, bă, de nicăieri să meargă în La Liga, în Spania. Oh, cred că își dorește, pentru că sigur toți jucătorii români vor să ajungă în La Liga. Ești să încercăm. Au acceptat 9 milioane pe Panțărul. Frate, am vrut să zic, hai să jucăm 9 milioane și după ce mă gândeam, bă, poate am cerut prea mult, adică jucătorul e cotat la 3.700.000 și eu îl vând cu 9 milioane. Frate, 9 milioane pe Panțărul. Deci, vă dați seama totuși ce mult au crescut cotele la jucătorii mei, având în vedere că am jucat în Champions League și că ne-am dus mai departe în Champions League, știi? Și au crescut cotele jucători, cel puțin așa cred. Foarte, foarte tare. Opa, stai, stop. Ia uite că imediat se termină perioada de iarnă. Mamă, ce repede am trecut prin ea. Ca peștele prin apă. Hai să mai căutăm atunci cu un jucător, că acum, desigur, au terminat ăștia cu scoutul. Să rezolvăm astăzi. Astăzi o să rezolvăm, să zic așa, problemele astea cu jucătorii, știi, la... Adică să... Uite, deja nu mai știu vorbi. Astăzi o să rezolvăm jucătorii la care le expiră contractele. Și atunci, în episodul viitor, ne vom întări lotul prin transfer, știi? Deci transfer, nu de ăsta pe gratis, să zic așa. Bun, deci hai să vedem. Cum și ziceam, oare expiră contractele Kappa? Hai să vedem. Kappa. Bă, n-ar fi rău. Dar scrie recently joined in moment move again. Deci jucătorul acesta de-abia ce s-a lăturat celor de la Bayern. Și zici, șucul zice că nu se va mai muta pentru că acum ce a semnat un contract cu Bayern. Oare? Ia uite că putem negocia cu Kappa. Hei, știi ce? Dacă dai acolo un salar, dacă vrei, dacă nu ești bulangiu și îmi zici un salariu corect, s-ar putea să facem de o ghilimele ciorbă cu tine aici. Să facem așa o treabă bună. Ia uite, Kappa's agent. Dicetare, asta de-abia, și scrie acolo că de-abia ce s-a lătrat celor de la Bayern și acum aș putea să-l cumpăr eu aici la FCSB. Dic cât de tare asta. Dar nu, stai un pic, că și eu sunt rău. Vreau ieftin. 60.000, 60.000 salariu e un pic cam mult pentru tine, Kappa, sincer. Nu te supra pe mine, bro, dar... aș putea să găsesc alții mai buni ca tine, am sincer. Dar parcă mi-ar părea rău, știi, să nu-l cumpăr, adică e gratis, vorba aia vine gratis și facem treabă. Ia uite că totuși negociază, bă, hai, vine Kappa. Încă un jucător liber de contract care se va alătura FCSB-ului este Under Kappa. 28 de ani, are viteză, are strength, stamina 92, mamă, ăsta rezistă tot meciul pe teren. Și 7-7-7-6, nu e rău, poate îl dăm pe corb, știi, și atunci o să vină băiatul ăsta. Super, deci, încă un jucător, l-am pus acolo pe listă, vine din vară la noi și dacă nu știi ce, mai degrabă să cumpăr mai mulți, că după aceea vin, îi vindem, sau schimburi, sau chestii trestii, știi, și rezolvăm noi. Dar bun, re-kick. Deci, hai să vedem. Stamina 67, ăla e un pic nașpa. Accelerație 65 și 81-82. Nu știu ce să zic. Interception 74. Nu e bun, dar nici nu e rău. E un pic cam acolo, știi? Nu știu ce să zic. Îmi face treaba bună dacă luăm sau nu. Aia, nu, asta nu știu. Oare ce mai era aici? Mai era parcă Gabriel Dana acum in loan, da, într-adevăr, asta am văzut și cu Piatek, poate că chiar expiră contractul, dar având în vedere că e loan, nu poți să-l cumperi, că na, e în loan, nu e un pic logic aici. Rest, am zis eu că mai am ceva jucători la care expiră contractele pe aici, așa? TT, nu, ăla s-a dus acolo, da, Bentaleb, așa. Deci, 70 accelerație, 70 stamina, strength, reactions, jumping, vision, dribbling, într-adevăr asta este un CDM-ish, dar nu chiar, un CM corect. Haideți că mergem să vedem dacă putem să îl cumpărăm, să-l achiziționăm, având în vedere că Cataldi m-a cam dezabăgit în acel match, știți voi care,
dar asta nu înseamnă, desigur, că voi face ca Gigi Becali. Într-adevăr, l-am certat, l-am cam făcut cu apă și cu oțet la Digi Sport în direct, cum face și Gigi Becali. Și după care am zis, na, hai fi, hai că mai trece, vedem, noi facem noi ceva să fie bine ca să nu fie rău. 4 ani, foarte bine, super, de release clause. Marș, mă, deci, noi nu funcționăm cu release clause. Funcționează cu release clause, ok. Bun, azi de-am, îți dau 25 salariu și la semnătură mă gândesc că vrei ca restul lumii, 500.000. That's an fair offer, 25.000 salariu, super, forță, bun, un mijlocaș, șmecher, ștecher, echilibrat, știi cum zic? Încă un jucător care vine liber de contract la FCSB. Al doilea, pac, încă un. Hai să mai luăm unul. Ia uite, wow, ăsta chiar e șmecher, ăsta chiar e șmecher. Proștu sign, hai încă unul. Băi, aici ca la shopping, știi cum zic? Pac, ăla, pac, îl vreau și ăla, pac, îl vreau și pe ăla, pac, îl vreau și pe ăla. Foarte bine, foarte bine. Hai, uite, în sezonul viitor, 100% vă zic, nu o să mai avem probleme de lot, că prea puțin jucători și chestii de genul acesta, uite. Uite, și numai că jucători ne vor veni liber de contract. Pe apariții remove ăla, îți dau, aș zic, 20.000 salariu, aici mișto ar fi să accepte 20.000 salariu, dar nu cred. 24.500, da, hai să zicem 24, îți dau. Hai, fie, treacă de la mine, știi cum zic. Oh, vrei și pe aia 500 de euro neapărat. Bine, bro, hai că ți-i dăm. Nu-i stres. Încă un jucător vine la FCSB. Încă un jucător a semnat acel precontract. Va veni din vară la noi. Uite, bă, vezi ce înseamnă Champions League-ul? Deja toți jucătorii au auzit de noi. Zic, da, mă, parcă am auzit de voi. Da, hai că vin. Hai să semnăm contractul, facem un alta și gata. Super, 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 super. Bun, în rest parcă nu mai erau, era rechică la Mertens un pic prea bătrân. Ah, Joshua King, arăsta la pe King, dar l-am luat pe Voland. No, dai pace, am jucat cu Voland, cu King, pardon, și nu vreau să repetăm. În rest, stai un pic, iată că acolo e împrumutat, ăsta e loaned. Atâta parcă, nu? Nu cred că mai erau alții la care le expirau contractele, da. Bun, deci în acest episod am cumpărat acești jucători liberi de contract. Zic eu că am făcut o treabă de calitate, să spunem așa, știi cum zic? Offers, stai un picuț, offers, ia uite așa. Deci, am luat în felul următor, l-am luat pe Les Melu, mamă ce nume interesant are, Pierre Les Menu. Meliu, așa cu accent. Nabil Bentaleb, super șmecher. L-am luat și pe Kappa, un picuț cam scump Kappa, dar eu zic că va fi ok, dacă nu cel puțin o să-l vindem și o să facem o grămadă de bani pe el. Super, bine ai venit și tu Kappa și l-am luat și pe Voland, care pot să spun că pe el am cel mai mult hype. El este și cel mai valoros, aproape 30 de milioane valorează acest jucător, mă rog, mai precis 27. Și 4 jucători ni se vor alătura în vară pe gratis. Acum, desigur, va urma ca noi să transferăm ceva acum pe loc, să vedem, mai mult că sigur să-mi trească un apărare, deci îmi trebuie un apărător, dacă aveți cea idee așa mai ieftin. Și da, vom vedea în episodul viitor ce transfer facem, că vreau să, desigur, să fiu sigur, să fiu baricadat pe toate pozițiile. Ok, deci desigur, ia, vezi, deja începe Olarul să facă pam, tam, tam, pam, pam. Deci la fix că o să vină o grămadă de mijlocași liberi de contract. Și într-adevăr l-am vândut pe Panțirul la Alaves. Panțirul la Alaves pe 9 milioane de euro. Ireal ce-am făcut aici. Adică pe bune că e real, adică Panțirul să meargă pe atâția bani. Bă, Panțirul 9 milioane, Dumnezeule. Da, și pe această nebunie, pe această bombă cu Panțirul, ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați dat acest episod. Nu uitați, dacă vreau frumos, să dați click pe acel buton de like și desigur ne auzim pe data aviatoare. Numai bine, pa, pa!